Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. O nouă zonă rezidențială se conturează în partea de nord a Timișoarei. Autoritățile anunță că nu va fi doar un cartier dormitor, cum sunt multe zone din oraș, ci va fi cea mai frumoasă zonă. Nu se vor construi doar case și blocuri, ci și unități de învățământ și un mare spațiu verde. De asemenea, se va prelungi traseul mijloacelor de transport în comun și tot aici se va ridica și un campus medical. Planul este ca peste 10-15 ani zona de nord să fie atractivă pentru toți timișorenii. Administrația orașului are planuri mari pentru zona de nord a Timișoarei. Există aici un teren generos de peste 1000 de metri pătrați nefolosit. Însă aici nu va fi doar un cartier dormitor, ci va fi cea mai bună zonă de locuit. Ambiția noastră este să nu avem un alt cartier dormitor, ci să dezvoltăm în această zonă cel mai frumos nou cartier, sau mai mult decât un cartier, cea mai frumoasă nouă zonă a Timișoarei. Din start vom planifica această zonă cu terenuri pentru școli, pentru grădinițe, cu o rețea de străzi, cu o rețea de transport în comun, o să fie linii de troleibuze, linii de autobuze și prelungirea liniei de tramvai pe calea Torontalului o să facă parte din această strategie. Zona va fi legată de centrul Timișoarei și printr-un tren urban care urmează să circule prin oraș. Avem o strategie vis-a-vis de asigurarea unor noduri intermodale între linia de tramvai care s-a propus pe calea Torontalului și rețelele de transport cu autobuze care vor deservi arterele principale perpendiculare pe calea Torontalului. Un lucru foarte important este că în această zonă se va propune viitoarea stație de tren urban, de care s-a vorbit foarte mult și în documentațiile de urbanism anterioare, și care va lega la nivelul zonei metropolitane acest cartier de celelalte obiective, inclusiv de aeroport. Mai mult decât atât, în zonă va fi ridicat și campusul medical în colaborare cu Banca Mondială, în sudul aerodromului Cioca. Tot în nord va fi amenajat și cel mai mare spațiu verde din Timișoara, unde se va face sport, agrement și se vor putea organiza și festivaluri. De săptămâna viitoare, pe străzile Timișoarei vor circula opere de artă pe două roți. Mai exact, prin proiectul My Art Bicycle, inițiat de Asociația Teatru pentru Tine, au fost recondiționate 5 biciclete de elevii de la Liceul de Arte Plastice din oraș. Acestea vor putea fi folosite gratuit de tot cei care vor să se deplaseze în oraș cu ajutorul mijloacelor de transport alternative. Cele 5 biciclete au fost pictate de 5 elevi de la Liceul de Arte Plastice din Timișoara în urma unei selecții de proiecte. Cele mai bune lucrări au fost transpuse pe cadrele vehiculelor pe două roți. Elevii sunt încântați de inițiativă. Avem șanse să colaborăm cu un domeniu care are legătură totuși cu ce facem și noi aici, că e tot pe latura asta artistică. Și mi se pare o idee super faină, că n-am mai făcut până acum, n-am mai avut ocazia să pictez pe bicicletă. Și faptul că o să fie plimbată prin oraș și oamenii o să aibă o parte de cum ar fi un muzeu live, pentru că am observat că în ultima vreme lumea nu prea mai merge la muzee și nu prea mai are parte de o viziune artistică așa de dezvoltată. Voi picta ochi de animale și cu modele în jurul ochilor, de exemplu solz, blană, astfel că va fi o bicicletă plină de ochi, care poate să fie atentă, să privească peste tot în jur. Voi picta un fel de model care sunt niște valuri așa cu un contur negru care au un fel de verde deschis și roz deschis și ideea mi se pare foarte faină pentru că unu, poți să-ți faci bicicleta cum vrei și doi, primești o bicicletă gratis. Proiectul a fost o provocare și pentru cadrele didactice care au coordonat elevii. Profesorii speră ca proiectul să se extindă la mai multe școli din oraș. Este clar că e foarte interesant și pentru oraș și pentru elevi să promovăm biciclitul în oraș, să încercăm să ne dispensăm de mijloacele de transport private, mașini și altele. Asociația Teatru pentru Tine face apel la timișorenii care nu-și mai folosesc bicicletele vechi să le doneze pentru a fi recondiționate și puse în circuit. Datorită faptului că asociația are proiecte cu componență artistică, să facem ceva mai special ca să atragă atenția celor care ar putea să meargă pe bicicletă. Cele 5 biciclete vor putea fi utilizate începând de săptămâna viitoare. Pentru a se plimba cu ele, timișorenii vor trebui să completeze un formular disponibil pe paginile de socializare ale asociației.
Un metru cub de reviste de specialitate au ajuns la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Studenții vor avea acces în curând la informațiile de specialitate din noile materiale. Donate de unul dintre profesorii doctor honoris causa ai universității, materialele îi vor ajuta pe tineri să aprofundeze materia studiată. Cele aproximativ 850 de volume provenite din 5 colecții au fost donate de profesorul Evald Werner de la Universitatea Tehnică din München, instituție cu care Politehnica Timișoara colaborează de mai mulți ani. Materialele pot fi consultate de cercetători, cadre didactice, masteranzi sau doctoranzi. În prezent, acestea au ajuns la Biblioteca UPT, unde sunt introduse în bazele de date. Se fac indexarea și efectuarea evidenței automatizate, iar bibliotecarii lucrează la transpunerea materialelor de genul acesta în format digital. Astfel, în viitorul apropiat, studenții politehnici vor putea consulta mai multe materiale de specialitate accesând colecțiile digitale ale bibliotecii. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați, de luni până vineri de la ora 18 ne puteți urmări live pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă tuturor! La revedere! După mai bine de o lună de pauză, echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara își reia meciurile din Liga Zimbrilor. În etapa 24, albi-violeții vor întâlni pe CSM Vaslui. Meciul va avea loc în sala Constantin Jude și va începe la ora 17. În clasament, Poli este pe 11 cu 19 puncte, iar Vasluiul pe 8 cu 28 de puncte. Dinamo e lider cu 64 de puncte. Pe podium se mai află Steaua și Mina Urbaia Mare. CSM Alexandria e lanterna roșie cu doar 5 puncte. În ultima perioadă, elevii antrenorilor Atila Horvat și Sorin Sărândan au disputat două jocuri de pregătire în județul Cluj, ambele câștigate, 34-38 cu Universitatea Cluj și 35-33 cu Potaisa Turda. În al doilea meci, Sadoviac a marcat numai puțin de 13 goluri. Echipa de junior 2 a clubului Polist participă în aceste zile la turneul final al campionatului național rezervat acestei categorii de vârstă. Cele mai bune 8 echipe din țară și-au dat întâlnire la Moreni, în județul Dâmbovița. Băieții antrenați de Emil Stolojan au fost neînvinși în prima fază a campionatului, cu victorii pe linie în cele 8 partide, iar în grupa valoare și-au păstrat avantajul consistent, 13,5 puncte față de a doua clasată din ierarhia finală, chiar dacă au cedat un meci la limită, 34-33 cu CSS Craiova în deplasare. Adversarii din grupă de la turneul final sunt CSS Târgoviște, Liceul Teoretic Liviu Rebreanu Turda și LPS Târgu Mureș. Primele două clasate din grupă se califică în semifinale și juniorii 1 antrenați de spaniolul Gonzalo Tahuelo se pregătesc pentru participarea la turneul final. Acesta va avea loc în perioada 11-15 mai. Recent, numai puțin de 11 tineri jucătorii ai clubului au fost convocați la loturile naționale ale României, atât la seniori cât și la tineret și juniori. Pe timișorenii așteaptă o noapte liniștită, cu cer mai mult noros, iar temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius. Joi va fi soare în cea mai mare parte a zilei, nu sunt preconizate fenomene meteorologice, iar mercurul din termometre urcă până la 24 de grade. Norii se vor dispersa după lăsarea întunericului și la Lugoj. Noaptea va fi calmă, iar minima va fi de 9 grade Celsius. Cerul va fi senin joi în cea mai mare parte a zilei, iar maxima va fi de 23 de grade Celsius. 10 grade este minima așteptată la Buziaș după lăsarea întunericului, iar cerul va fi senin. Joi, soarele va străluci pe cer de la primele ore, iar vremea va fi frumoasă. Sunt așteptate maxime de 22-23 de grade Celsius. Noaptea la Jimbolia cerul va fi parțial noros, iar mercurul din termometre va coborî până la 10 grade Celsius. Se va însenina însă joi dimineață, va fi o zi frumoasă, 24 de grade, va fi maxima de aici. Noapte calmă la Sâniculau Mare și cer parțial senin. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Joi, norii se vor dispersa ca în restul județului și va fi soare toată ziua. Temperatura maximă va fi de 23 de grade. Potasiu este un medicament. Acesta va fi folosit doar în situația puțin probabilă a unui incident nuclear și numai la indicația autorităților. Nu administrați iodură de potasiu din proprie inițiativă.
o campanie de informare desfășurată de Ministerul Sănătății din România. De oriunde aș fi, orice aș fi, oricum aș fi, sunt în primul rând român. Sau maghiar, sau rom, ucrainean, german, turc, lipovean, tătar, sârb, slovac sau bulgar. Etnia mea, limba mea, cultura mea contribuie la diversitatea României. Suntem cu toții cetățeni români, chiar dacă avem origini diferite. Fii și tu mândru de etnia ta și declară-o la recensământ. Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112. Doar când ai o urgență. Noi suntem Asociația Magic și avem în grijă peste 10.000 de copii grav bolnavi. În Magic Camp îi ajutăm să uite un pic de suferință prin joacă la greu. În Magic Home îi adăpostim când vin la tratament. Cu șofer de suflet îi ducem la spital și înapoi acasă. Ajută-ne să ajutăm în continuare. Redirecționează 3,5% din impozitul datorat statului. Un gest mic care nu te costă nimic, dar care poate schimba o viață. Un formular înseamnă un drum cu șofer de suflet. 10 formulare înseamnă o săptămână în Magic Camp. 15 formulare înseamnă întreținerea unui apartament Magic Home. Magia înseamnă noi toți împreună. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 1 cu domnul Dan Diminescu, este fratele domnului Nicolae Diminescu, cel care a fost prezent în serialul anterior, este fratele mai mare. Domnule Dan, bine ați venit! Și bine v-am găsit! Vreau să discutăm despre cariera dumneavoastră de sportiv, pentru că ați fost nu doar jucător de fotbal, ați fost în lotul lărgit, atât la Știința Timișoara, Poli, cum o știm noi, da, cât și la Petrolul Ploiești, dar ați fost apoi și arbitru. Da. Dar vreau să începem cu începutul. V-ați născut, din câte știu, 1934. Da. Știu bine, sunteți cu 5 ani mai mare decât fratele dumneavoastră, domnul Nicu, la Timișoara născut, da? Da, în Timișoara, da. Da, așa. Când ați început să jucați fotbal pe Maidan, evident? Asta a fost în 48, după reforma învățământului.
în 1948. Atunci s-au înființat și, vorba lui fratele meu, școlile sportive din Timișoara. Și redacția ziarului local, Luptătorul Bănățean, a făcut acel campionat de desculți. Da. De ce îi spunea? Fiindcă, într-adevăr, jucam desculți. Toate terenurile pe care am evaluat în Timișoara și în, la satele de aici, din Banat, nu erau gazonate. Jucam pe pământ, da, da. Și după meci scoteam spinii de pe tălpile picioarelor. Da. Și, da. Și, de exemplu, mi-am duc aminte un caz foarte haios. Ne-am deplasat la fabrica de zahăr de la Freidorf să jucăm cu echipa locală de acolo. Și nu era o mașină, aveam la club mașini. Ne-am deplasat cu căruță platformă. Și așa am ajuns la terenul de la fabrica de fum. Ei, și acest campionat de sculți, până la urmă, a avut rezultate, fiindcă au fost 80 de echipe în Timișoara. Eu am făcut parte dintr-o echipă particulară a unui cetățean evreu și care ne dădea după meci o cutie de bomboane. Și jucam pentru el. Da. Și se chema echipa Torino. 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 Era mare echipă, da, Torino, da, atunci, da, campioana, da, Italiei. Și bineînțeles, echipa care se prăbușește, da, în accidentul de avion din 49, da, la și Superga. În timpul liber veneam la Poli să vedem cum evaluează Poli. Și mi-aduc aminte, Poli era în district. Tocmai în 48, prima, da, promovare din istorie, da, în, da, divizia. Da, 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 s-a ținut barajul la Buhuș. Da. Și acolo a câștigat Poli de promovare. Și am, de atunci am devenit... Nu, cu Textila Buhuș în 47 a pierdut barajul de promovare, da, dar și în 48 l-a câștigat. Câștigă barajul, da, da, da. Și când ați fost legitimat la Poli prima? Păi la Poli ce să fac? Mergeam aici pe stadionul lui Poli și stăteam în spatele borții. Ce faceam? Le trimiteam mingile care străgeau jucătorii la poartă. Și m-a văzut cineva că loveam grozav de bine mingea și cu latul și cu exteriorul și din voleu și, mă rog, nu știu ce. Și atunci m-a luat și m-a întrebat, mă, Puștule, tu nu vrei să vii la Poli? Știți, și așa mi-au făcut intrare aici la Poli, unde la Poli mi-a fost primul antrenor Beche, Zoli Baci. Da. El mi-a fost primul antrenor și după un an de zile am și fost promovat la echipa de pitici. Așa se, înainte de juniori erau echipele de pitici, care, da, erau până la anumită vârstă. Și era campionatul de pitici. Ei, după aceea am fost selecționat la echipa de juniori. Vă dați seama, eu eram cel mai mic de statură din echipa respectivă, fiindcă avea boala antrenorul să facă numai oameni de statură, da. Și ce am avut eu foarte mult, o calitate, încă de mic copil, un joc foarte bun de cap. Extraordinar. De ce? Fiindcă aici, în Timișoara, se juca feieș. Asta era un joc de la unguri, în care jucam cu mingi de tenis pe un teren de 5-6 metri, așa, cu câte o poartă în stânga și în dreapta și cu... aruncam mingea în sus și loveam cu capul. Și deci ne-am făcut un joc de cap nemaipomenit. Ei, și urmă am început să mă uit și la meciurile de divizia A. Și atunci ce făceam? La un moment dat m-am profilat pe postul de stoper, de fundaș central. Asta a fost postul, da, dumneavoastră, da, ulterior. Da, ulterior, da. Și atunci mă duceam la meciurile lui CFR și a lui Poli să-l văd pe Androvici, pe Ritter. Da, mari internaționali. Și pe Kovac Iosif. Da, care, da, a jucat la a Helsinki în 52, la, da, Olimpiadă și pe care l-am cunoscut, da, personal ca și pe Androvici. Da. La Poli era Brânzei. Davi Brânzei, da, care Brânzei a jucat în națională. Și, da, și Marco Rusalin. Da, care, da, juca mijlocaș, da, half. Așa, da, și era vecin de cartier cu mine, că, da, eu am stat pe Doșa. Rusalin Marco era capitanul echipei. Da, capitanul echipei. Nu mai spun că în meciul nostru juniorii jucam în deschidere la Poli. Și cu 10 minute înainte de a se termina meciul nostru, Marco Rusani venea pe marginea terenului și zicea, Dimi, dăm țipelele. Deci jucam în bocancii lui, fiindcă nu aveam echipament la club. Aveam și o singură minge uneori. Da. Era singura minge. Era, da, clubul foarte sărat. Nu aveam sacoșe sau rucsacuri. Mergeam, da, cu valiza de lemn. În echipa de juniori ați fost coleg și cu Jack Ionescu? Da, pe Jack Ionescu. Pentru că ne-ați adus niște fotografii, iar într-una, da,
chiar da. Este Jackie, dar mă mir pentru că Jackie este cu 2 ani mai mic decât dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți 34. Da, bine, jucam în echipa de juniori, era cei născuți în 34, 35, 36. Da, înseamnă că Jackie era un jucător bun din moment ce juca alături de dumneavoastră care erați cu 2 ani mai mare. Să vă spun o poveste interesantă cu Jackie. La un moment dat, din vorbă în vorbă, din glumă în glumă, i-am spus, zic, măi, Jackie, bă, tu a început să-ți cadă părul, ai să chelești. Dar de ce mai dane? Păi dai prea mult cu capul, nu mai da cu capul. N-am mai dat cu capul minge deloc. Te rog, și antrenorul striga la el, Jackie, de ce nu mai să... Nu vreau să pierd părul. Și l-a luat-o drept bună. Da, și de ce a fost frică? N-a scăpat. N-a scăpat, așa. Bun, când ați ajuns în lotul de seniori, în anticamera? Da, păi n-am ajuns chiar așa de repede, că aici iarăși a fost un episod. Jucând la poli, am fost văzut de diversi cetățeni și într-o zi după antrenament, mă trezesc cu un om mai în vârstă, mă ia după umăr și zice, domnul Dinescu, vreau să discut ceva cu dumneavoastră. Îmi place cum jucați, sunteți foarte talentat, aveți un joc de cap excepțional, dar eu zic că e păcat să stați aici. Dacă vreți, eu vă fac rost să mergeți la o altă echipă. Cine credeți că era acest cetățean? Era un colonel care îl cheamă Rășină și este tată vitreg al lui Ilie Oana. Marele antrenor de la Petrolul. Da. Și a spus, eu îți fac o recomandare, te pun în legătură cu Ilie Oana și te duci la Petrolul. Și noroc că peste vreo 2 săptămâni a venit Petrolul la Arad și a jucat cu UTA. Și de-a dus acolo. Și mi-l m-a prezentat. Eu între timp am fost selecționat la baza de junior de la Bistrița, tabra națională de junior de la Bistrița. Știți unde a fost Teașcă, mi-a fost antrenor acolo și Vogel, da. Emeric Vogel, marele fundaș și mijlocaș, mă rog, interbelic. Domnul Stăcionu. Care apoi, mă scuzați, va face parte din staful tehnic al Naționalei la Guadalajara în 70. Da. A fost un om extraordinar. Nu ne săturam până noaptea să stăm cu el. Deci de la Bistrița. Da, la Bistrița. Tabra națională de la Bistrița. Și acolo am fost promovat în echipa națională de juniori. Și am jucat în meciul cu Cehoslovacia, care l-am câștigat cu 2-1. Și din echipa respectivă făcea parte Mândru ca portar, Sereș de la Oradea și încă doi băieți tot de aici. Mândru ajunge și în echipa națională. Da. De seniori. Și a mai fost și Remus Lazar. Olistul nostru. Noi doi am fost selecționate, da. Și eu vă spun că mă duceam la un meci de divizia, nu mă uitam la altceva decât la stoper. Da. Ce făceau stoperii? Ca să învăț. Deja era Polzan cel mai bun stoper din țară atunci. Bine, de la CCA. Polzan a fost un fel de Belo Dedić, mai modern. Adică n-a bubuit niciodată o minge. Mai tehnic, știu. N-a bubuit niciodată o minge, dar plecau mingile pe jos. Mm-hmm. Nu arunca mingile aiurea, nu degaja aiurea, nu. E totul pasa și l-am învățat de la el asta. Dar unul care m-a plăcut și mai mult ca el a fost Costică Marinescu. Da. A jucat la București în anii 40, la Carmen, dacă nu mă înșel, la celebra echipa lui Mociorniță. El a început la Industria Sârmei Câmpie în Turzi. Da, acolo a început el. Da. Și el este primul jucător care a introdus la noi libero. Nu se juca libero. Atunci nu se juca. Păi liberou, efectiv, îl va introduce pe plan mondial Helenio Herrera cu Piki de la Inter la începutul anilor 60. Da. Bun. Ați mers la Petrolul când? Ei, acum a venit cetățeanul ăsta și m-a făcut legătură cu Petrolul. Și în 52, după tabra națională, m-a trimis la Petrolul. El mi-a făcut legătură. Abia se mutase de la București la Ploiești. Și s-a numit Flacăra. Flacăra. București se mută la Ploiești în 52, în plin campionat, se schimbe numele în Flacăra Ploiești. Ăsta, de fapt, era vechiul club Juventus București, care a fost campion național în 1930 cu o tripletă timișoreană de mare forță, Rudi Vețăr, Emeric Vogel și Rafinski. Și devine Petrolul Ploiești ulterior. Și acum să vă spun câțiva jucători de la Petrolul. Frații Dridea, nu în primul rând. Nu era încă. Încă nu era. Nu vă spun, Garbelotti, Perez. Da.
Pereț, care da. A jucat în Națională. Da, 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 da. Evreu, a plecat, s-a stabilit în Israel. A Vasilichioae, de la CFR. Da, da, da. Tot la Petrolul, da. Na, și am fost rezerva lui Gică Petrescu. Da. Stopărul. N-ați jucat în divizia niciun meci oficial? Nu, nu, nu. Nu, da. Nu dar ați fost în lot. În lot, da, în lot. Da. Și am jucat la Petrolul câteva meciuri amicale și chiar și vreo două, trei de campionat. L-ați avut antrenor, deja era Ilie Oană, da, antrenor, da, era. Da, Ilie Oană, da, da. Cel care câștigă două titluri naționale cu Petrolul, în 58 și 59. Văzându-mă cei de la public joc la Petrolul, că sunt în lot la Petrol, că am fost dat în ziare, m-au luat înapoi în Timișoara. Și atunci am intrat în lotul mare al lui Poli. În ce an? Asta în 1954. În 54. Și mi-a fost primul antrenor aici, mi-a fost Mladin. Dacă l-ați apucat. Da, Mladin. Da. Da, da. Eugen Mladin. Da. Ei, am uitat să vă mai spun un episod din viața mea, că la un moment dat, Bindea, când eram încă junior, zice, măi, Dimi, tu pleci în vacanță acum, da? Fii atent aici. Dacă nu știi să dai și cu stângul în minge, eu nu te mai primesc. Asta a fost pentru mine ca o lovitură de măciucă. Și ați exersat toată vacanța. M-am dus la magazia de echipament, la Mișu Baci, și am zis să-mi dați un echipament, că plec în practică pe șantier și să am cucibat. Și mi-au dat echipamentul și am refuzat gheata dreaptă. Și am luat numai gheata asta. Domnul Stăncioi, o lună de zile n-am făcut decât să dau cu stângul minge. Am venit acasă, Bindea zice, no, ce faci, ai învățat? Zic, Bindea Baci, haideți, pun mingea pe 16 metri, în care bară să dau? Bă, tu vorbești serios? Da. Păi uite, dau în aia din dreapta. Am pus mingea roșu, ploc, direct în stâlpul din dreapta i-am dat. Mă, ești fantastic, mă, chiar așa. Ei, de atunci am beneficiat de ambele picioare, exact ca și băiatul lui Hagi. Ianis Hagi. Și asta m-a avantajat că am putut juca și fundaș stânga și fundaș dreapta. Nu era problemă. L-aveați concurent pe post pe Brânzei, astfel se și explică că nu ați apucat niciun meci oficial de divizia A, categoria A se numea pe atunci, actuala Ligă I. Divizia A, da. Câți ani ați fost în lotul lărgit de la Știința? De la Știința am fost până în 1956. Șase, da, 56. Și după aceea m-am trezit cu cătănia la casă, cu ordin de chemare. Da. Am luat trenul și am plecat la Galați. Da, să spunem că ați fost la mijlocul anilor 50 alături de echipa de aur a Științei, a Politehnicii. Da, păi vă spun, Corbuș, toți. Da, Dinulescu, Coșereanu, David Brânzei, Ciosescu. David Brânzei, Ciosescu, da. Dinulescu. Așa este, o echipă extraordinară. Remus Lazar, da. Cu toți am fost. Dar ați văzut și în pozele alea. Da. Lucrețiu și Florescu, Uțu Împoartă, apoi se duce la Dinamo. Știți că Uțu a fost unul din portarii noștri care a scos cele mai multe lovituri de la 11 metri. Datorită mie. Ce făceam? Ați exersat mult. Seara după antrenament, noi ne duceam și băteam 11 metri. Și am spus, oi, fii atent aici, uite care e psihologia unui executant de 11 metri. Momentul când îi se dă mingea să dea 11 metri, tu știi ce face executantul? Și Uțu zice, păi nu știu, zi tu ce-mi faci. Pune mingea jos și se uită cu coada ochiului la colțul în care ți-l trage, va trage. Și acolo se duce, tu la asta să te uiți. Și pe chestia asta a scos cele mai multe 11 metri. Unde ați făcut armata? N-am făcut armata. N-ați făcut? Nu. Nu, fiindcă când am terminat facultatea la Galați, acolo am terminat facultatea, la Știința Galați. Da, am jucat la Știința Galați. Da, am jucat la Știința Galați, am promovat cu ea în Divizia B. Da. Din district. Ce facultate ați făcut? Hidrotehnica și bunătățiri funciare. De la Galați, da. Și mi-am mutat facultatea... Era facultatea acolo de hidrotehnică. Da. Și mi-am mutat facultatea când eram deja în anul 3. Mi-am mutat facultatea la Iași. Și n-am avut ce face, fiindcă nu puteam să mai dau diferențe din anul 3.
m-am transferat cu facultatea la Iași. Și ați jucat la CSMS, cum se numea, da. Politehnica Iași? Da, da, și la Unirea Iași. Unirea Iași. Da, și care a fuzionat cu penicilina. Penicilina Iași. Și am mers cu ei la baraj. Da. Da. Am terminat cu Iașiul, așa, și am plecat la Oradea. Repartizat de facultate la Oradea. La Oradea am căutat să găsesc echipă de fotbal, ca să-mi aranjez cât de cât un serviciu. Și ce credeți că am pățit? Mă întâlnesc cu Perțache, fost mare volebalist. Nu știu, da. La Poli. Și... Stați așa să vă întreb, dumneavoastră ați jucat și volei? Nu. Nu, fratele dumneavoastră, da. El a fost cu... Știu că ne-a povestit pe larg. Da, da, da. Crezut că poate cu... și dumneavoastră. Nu, nu. Da. Așa, și acest Perțache... Ce faci mai nimic? Uite, mai am venit în Oradea, sunt nebunit, n-am casă, un serviciu am bun, că am fost repartizat la Consiliul Popular din Oradea. Și zic, n-am casă, trebuie să-mi vină nevasta mea și sunt nebunit. Mă, tu fotbal mai joci? Da, mai joc, sigur că da. Zice, uite, ai noștri în orașul Petru Groza. Acolo a fost o echipă de handball, de volei, divizia A. Și ce vor să facă o echipă de fotbal să promoveze. Ce zici? Te interesează? Da, cum să nu? Ce credeți, domnul Stăncioi? A doua zi m-am trezit cu directorul de la întreprinderea minieră. Domnul, sunteți Diminescu de la Poli. Știau că erau mulți timișoreni și știau asta. Păi uite, vrem să facem echipă. Ce pretenții ai? Tovarăș director, dați-mi servici mie, servici nevestă și o locuință. Și un ban nu vă cer. Și ați jucat acolo? Am jucat la Minerul Bihor. Minerul Bihor, care la un moment dat n-avea stadion. Și directorul mă cheamă, zice, mă, tu ce meserie ai tu? Te pricepi la terenul de fotbal? Vrem să facem un stadion aici. Eu atunci mi-am amintit că la facultate am învățat despre terenurile sportive, ce înseamnă un drenaj, cum se face un drenaj. Și mi-am adus aminte când au făcut stadionul aici la Poli, când au gazonat, că nu a fost gazon aici, și l-au săpat și au făcut drenaje și toate astea. 23 august, da, actualul știință. Da, da. Și atunci, a doua zi, m-am dus la director și am spus așa, dați-mi 100 de oameni. Dar când a fost gazonat aici terenul la Știința? Aici au fost... Cam când? Anii 40? După promovare? Nu, nu, 50. Tu n-ai jucat, Nicule, când era gazonat. Da, acum domnul Dan vorbește cu domnul Nicu, este de cealaltă parte a camerei. Nu, nu mai vorbiți între dumneavoastră în emisiune. Asta, cam prin anul... Deci abia în anii 50 a fost gazonat. Da, da, da. Târziu, târziu de târziu. Tot. Da, până atunci s-a jucat pe zgură? Nu zgură, era... Așa, da, știu eu cum e. Rotund era iarbă și mijlocul pământ. Da. Și se juca și handbal în 11. În 11, știu. În 11, da. Suntem la finalul acestui episod. Da, ne revedem săptămâna viitoare. Da. Să ne revedem cu bine. Bine. Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. IT, realitate virtuală sau ultimele noutăți de la cele mai importante târguri de invenții din întreaga lume. Sunt Cătălin Roba și te aștept în fiecare joi de la ora 18:13 pe Teleuniversitatea la Politec.
Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. O nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitata mea de astăzi este Silvia Giuchici, studentă a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și președinte al Societății Studenților în Medicină din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag, bine ai venit! Te rog frumos să ne spui care sunt cele mai importante proiecte pe care v-ați axat în ultimul an universitar, având în vedere contextul pandemic pe care l-am traversat cu toții. Cu siguranță, contextul pandemic ne-a pus și pe noi într-o situație de dificultate, datorită gestionării resurselor umane și implicit și a proiectelor noastre. A trebuit să găsim coordonatori, să purtăm discuții, de multe ori nu le-am avut față în față, ci prin intermediul unei platforme digitale, și să purtăm toată povara organizării unui eveniment din modul remote. Cele mai importante proiecte pe care le-am desfășurat au fost campania Donează Sânge Fie Rou, o campanie care se concentrează pe sensibilizarea populației cu privire la importanța donării de sânge, și a mai fost un proiect deosebit, Breaking the Silence, în care coordonatoarea a mers și alături de niște instructori de limbaj minico-gestual au învățat studenții la medicină să comunice principalele noțiuni esențiale despre corpul uman, despre anamneză, astfel încât în cazul în care se prezintă un pacient care are deficiență de auz, să poată să fie eficientă comunicarea cu acesta. De unde a venit ideea? Proiectul exista mai de mult, dar nu s-a mai găsit un coordonator pentru că implică destul de multă logistică. Dar în momentul în care s-a desfășurat maratonul vaccinării, studenta noastră care a și coordonat proiectul a interacționat cu un astfel de pacient și și-a readus aminte despre câteva noțiuni pe care a putut să le cuprindă în cadrul unui workshop organizat într-un timp mai îndelungat. Da, te rog să ne spui cât de dificil a fost să puneți în practică anumite proiecte? Dacă majoritatea proiectelor noastre se desfășurau cu contact direct, fie că era vorba de conferințe sau de workshop-uri, de cercuri studențești, ne întâlneam întotdeauna în cadrul unor ședințe, ne organizam și apoi porneam la treabă în demersul de a face aceste proiecte. Acum aceste lucruri au fost un pic trunchiate și a trebuit să ne reorientăm spre proiecte care puteau să fie transformate și modificate astfel încât să fie compatibile cu spațiul virtual. Pentru că am prins în ultimii 2 ani cel puțin în care mă ocup de conducerea asociației și eu și colegii mei, am fost pus și în dificultatea de a recalibra prioritățile proiectelor și le-am pus pe cele de ordin educațional prima dată, care s-au putut desfășura sub formă de conferințe Zoom, care puteau să fie accesate de către studenții universității noastre, dar noi am lăsat acces liber și pentru studenții altor universități, în cazul în care s-a pliat acest lucru, alte universități de medicină din țară. Din câte am aflat, organizația din care faci parte desfășoară și acțiuni de voluntariat. Ne povestești, te rog, cum ați reușit să concretizați aceste proiecte? Sigur, cum am menționat și anterior, campania Donează Sânge Fie Rou o considerăm cea mai mare desfășurare a forțelor noastre, pentru că
implică nu doar organizarea de campanie efectivă în care studenții merg și donează. Pe lângă procesul acesta în care facem apel la studenții universității noastre să se prezinte la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara și să doneze, avem și proiecte de informare pe partea de sănătate publică. De exemplu, mergem și vorbim liceenilor, pentru că ei sunt primii care fac contact ca și majori și pot să aibă posibilitatea să doneze. Sunt persoane tinere, sunt persoane sănătoase și atunci bunele practici învățate încă de mici, cumva, din tânăra generație, poate să schimbe cu adevărat modul în care ne raportăm la situații de ordin social, cum este donatul de sânge. Proiectul are două ediții, una de iarnă și una de primăvară, în decembrie, respectiv martie. Și în timpul în care studenții își desfășoară activitatea la centru, ei întâmpină persoanele care vin să doneze cu ceva dulce, cu un pic de suc sau apă, pentru că pentru cei care încă nu știu acest lucru, la donatul de sânge nu se vine nemâncat, trebuie să fii hidratat, să ai un mic dejun lejer, fără multe grăsimi, și atunci noi ne străduiam să diseminăm și informații cu privire la acest lucru. De exemplu, pe paginile noastre de Instagram și Facebook postam condițiile pentru care un donator poate să fie acceptat sau refuzat. Condițiile pot să fie temporare sau parțiale, în funcție de statusul în care se află. Dar cu siguranță, dacă acesta nu poate să doneze, poate discută cu cineva la un eveniment, i s-a părut interesantă ideea și întâmpinăm de fiecare dată multă susținere din partea liceelor, ceea ce mă bucură, pentru că noua generație este atât de aplecată înspre domeniul umanitar. Da. În această săptămână, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, se derulează evenimentul Săptămâna SCOME. Ai putea, te rog, să ne spui ce reprezintă acest eveniment? Da, Săptămâna SCOME este un proiect inițiat de Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, FASMR, din care și noi ca și organizație facem parte, și departamentul SCOME, ca să îl introduc, este Standing Committee on Medical Education, adică se ocupă de educația medicală a studenților. Săptămâna SCOME, ca și proiect, cum a fost conceput, a dorit să sensibilizeze studentul cu privire la oportunitățile pe care le are în domeniul medical. În afară de cel de a fi doctor în spital sau doctor doar la locul de muncă propriu zis. Conferințele și sesiunile de comunicare care se țin în această săptămână au ca și punct de discuție diverse teme. Pot, de exemplu, să fie conferințe despre primul ajutor, despre acordarea primului ajutor, dar total diametral opus, despre partea de cercetare medicală și ce înseamnă să începi cercetarea medicală încă din timpul studenției. Un subiect care poate nu este atins atât de des în universitate, pentru că e mereu tranziția de la sesiune la perioada de studiu și poate nu toată lumea cunoaște că există și această arie de activitate. De asemenea, sunt și conferințe cu caracter medical, adică diversi speaker de la nivel național care sunt invitați să le vorbească despre activitatea lor, despre un proiect sau despre cazuri clinice interesante și provocările pe care le au în sfera medicală. Da. Ce alt proiect intră în sfera de activitate a departamentului SCOME? Cum am spus, ocupându-se de educația medicală, departamentul SCOME are un proiect care mie mi-este foarte drag, pentru că am participat și eu la el de două ori. Este proiectul Transmed. Ce presupune acesta? El se desfășoară cu centrele universitare din țară și este un program de mobilități. Adică, timp de o săptămână, un student, în funcție de medie, de activitatea de voluntariat, de activitatea pe care o desfășoară în domeniul de cercetare medicală, pentru că poate să aibă și această posibilitate, poate să aleagă o universitate din țară în funcție de punctajul obținut și să studieze, să fie student la acea universitate timp de o săptămână. Și șansele sunt foarte mari aici, în primul rând de a vedea cum este organizat un alt centru universitar,
poate pentru că își dorește să urmeze acolo o specialitate la rezidențiat, poate pentru că are prieteni, pot să fie diverse motive pentru care alege un anumit centru, dar educația medicală se împletește foarte frumos în acest proiect cu socializarea, pentru că au diverse activități care să apropie studenții din țară de pretutindeni. Așa cum ne-ai spus anterior, pe lângă partea de educație medicală, vă implicați și în acțiuni care aduc un beneficiu fizic comunității. Ce alte proiecte mai aveți? Unul dintre ele este tot un proiect foarte drag, se cheamă proiectul SmileX și reprezintă un proiect în care studenții merg voluntar în cadrul Spitalului de Pediatrie și se joacă cu copiii pentru câteva ore. În fiecare an se alege o temă. De exemplu, în ultimul an în care am participat eu, am avut ca și temă supereroi. Iar noi, discutând cu copiii, încercam să le spunem că ei, de fapt, sunt niște supereroi prin prisma curajului pe care îl au și jucam jocuri împreună cu ei și cream o legătură cu adevărat specială. E un proiect care poate să sensibilizeze viitorii medici care vor să activeze în domeniul pediatriei și e un mod deosebit de a-ți petrece timpul în care realmente faci fericit un copil, el se bucură, se joacă și schimbă mediul de spital, asistente și îngrijire și are un timp pentru câteva momente să uite de suferința prin care trece. Tot un proiect care are impact fizic asupra societății sunt proiectele de conștientizare pe partea de sănătate publică. În fiecare an, când sunt zile internaționale anumitor boli, cum ar fi ziua împotriva tuberculozei sau ziua rinichiului, aducem și avem niște conferințe deschise la care poate să participe absolut oricine, cu privire la problemele majore și la bolile cronice care deseori sunt uitate de societate. Nu ne gândim, de exemplu, câte persoane ar putea să aibă tuberculoză sau care sunt procesele prin care ei trec și de ce este importantă prevenția unei boli, care, deși a diminuat foarte mult, continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Da. Din câte am auzit, săptămâna viitoare urmează să derulați un alt proiect de conștientizare. Ai putea, te rog, să ne spui despre ce anume este vorba? Da, avem două proiecte de conștientizare. Unul care începe săptămâna aceasta este proiectul Micii Sanitari. El presupune faptul că studenții se deplasează la o școală și țin anumite ore despre măsuri de igienă, anatomia și fiziologia corpului uman și măsuri de prim ajutor copiilor din clasele 1-4. Anul acesta, proiectul va avea loc la Școala Generală numărul 30 din Timișoara. Iarăși e un mod deosebit de frumos în care copiii interacționează și astfel ei tind să scape oarecum de teama asociată actului medical. Probabil o parte dintre ei au avut nenorocul să aibă interacțiuni neplăcute când erau mai micuți sau dacă au avut o problemă de sănătate. Noi vrem să-i apropiem de sfera medicală și să vadă că să te îngrijești de corpul tău, să te îngrijești de starea ta de sănătate, dar și a celor din jurul tău prin măsurile de prim ajutor, reprezintă niște obiective frumoase care ar trebui adoptate încă de la început. Pe lângă proiectul Micii Sanitari, săptămâna viitoare urmează să se desfășoare un proiect tip caravană, intitulat Medic pentru o zi. El va consta în deplasarea noastră, anul acesta va fi în localitatea Jebel și alături de noi studenții vor fi medici rezidenți și medici specialiști, alături de care vom consulta populația localității, a celor care doresc să vină și să beneficieze de un consult medical de specialitate, primordial, i-am spune noi. Poate au anumite suferințe, poate îi deranjează și le este mai dificil din punct de vedere al deplasării sau din punctul de vedere logistic să se prezinte în oraș. Atunci noi vrem să aducem mai aproape comunitatea medicală de zona periurbană și astfel să îi sensibilizăm cu privire la problemele de sănătate care pot să apară. Ce e diferit anul acesta față de ultima dată când s-a ținut proiectul este dorința
atât a celor din comunitate, cât și a organizatorilor, a voluntarilor care se ocupă de proiect, să introducem și sfera pediatrică, adică să avem medici pediatri care să poată să-i verifice și pe cei micuți. În ultimii doi ani, în multe dintre unitățile de învățământ medical, contextul pandemic a avut un impact asupra procesului educațional. Ai putea să ne spui, te rog, în opinia ta, cum au stat lucrurile în instituția în care tu înveți? Da, e o întrebare foarte bună. Cred că, în afară de procesul educațional, a avut un impact semnificativ asupra vieții tuturor, dar mai ales asupra studenților la medicină din două perspective. Au fost anumiți factori negativi și au fost anumiți factori pozitivi. Voi începe cu cei pozitivi. Factorii pozitivi au fost că s-au putut mobiliza studenții și să vină în sprijinul spitalelor COVID și suport COVID. O parte dintre ei au ajutat echipa medicală făcând diverse proceduri de nursing, poate niște lucruri elementare pentru cei care sunt cu pregătire în acest domeniu, dar în momentul în care a fost acea criză generată de un număr foarte mare de persoane infectate, a fost nevoie în scurt timp de mână de lucru și studenții au fost gata să sară în ajutor pe acest lucru. Așa că acest lucru a fost un eveniment de dezvoltare pozitivă și de creștere, pentru că au putut să ia parte la niște condiții cu totul deosebite, pentru că nu de fiecare dată ne confruntăm cu pandemia. Și pe partea negativă în care a influențat procesul educațional a fost prin faptul că accesul nostru în spitale în desfășurarea stagiilor a fost restricționat. Procesul educațional s-a mutat în spațiul digital, noi am avut cursurile și stagiile, iar dacă pentru cursuri mobilizarea a fost destul de bună în sensul în care foarte ușor s-a făcut tranziția prin prisma platformelor de Zoom accesate de universitate sau a diverselor baze de date, cum ar fi Clinical Key, care să ne vină în sprijin și în suport cu materiale utile care să suplimenteze cele puse la dispoziție de către cel care susținea cursul. În partea de practică am avut această carență și lipsa contactului cu bolnavul, care e atât de utilă în formarea unui nou specialist. Da, din punctul tău de vedere, lipsa exercițiului practic ar putea afecta dezvoltarea unui viitor medic? Acum, generația mea, care a avut și doi ani premergător pandemiei în care am avut contact și am putut să mergem la disciplinele de semiologie medicală și chirurgicală, să interacționăm cu bolnavii, să facem anamneze, să vedem cam cum este structura internă a unui spital, nu ne-a impactat atât de tare prin prisma faptului că știam despre ce este vorba, ci mai mult prin faptul că am prins chiar anii clinici, ultimii trei ani din medicină sunt ani clinici, în care noi ne rotim încet pe la toate specialitățile din spital și acest lucru ne-a demoralizat puțin, pentru că noi abia așteptăm să fim cât mai aproape de contextul clinic. Acum, în măsura în care s-a putut, la unele discipline, poate au fost anumite materiale pe care le-au avut la dispoziție, cazuri, ecografii, radiografii, investigații imagistice, medicale sau de proceduri, pe care le-au avut în baza proprie de date și au putut să ni le distribuie, de exemplu, cum ar fi o apendicectomie laparoscopică, înregistrată, care se poate să ne fie împărtășită. Dar, desigur, acest contact cu pacientul s-a resimțit cel mai tare, că a lipsit. Bineînțeles, noi intrăm cu adevărat în sferă după ce dăm examenul de rezidențiat, deci consider că și acolo este o perioadă în care se poate învăța. Importante sunt noțiunile teoretice pentru a le pune până la urmă în aplicare pe cele practice, dar e o motivație cu atât mai mare pentru noi să încercăm să recuperăm. Plus că îi avem alături de noi pe specialiști care țin cont de acest fapt și probabil, dacă nu mai mult ca sigur, vor veni în ajutorul nostru cu sprijin în anii ce vor urma.
Da. Care a fost totuși cea mai mare provocare căreia a trebuit să-i faceți față, având în vedere că partea practică a fost șubrezită de contextul pandemic? Probabil lipsa de contact uman a avut un impact mare asupra noastră, de la interacțiunea cu colegii, la interacțiunea cu cadrele didactice, în momentul în care totul a fost oarecum trunchiat de restricțiile care s-au impus și noi a trebuit să ne adaptăm la un cu totul alt proces cu care nu am fost familiarizați și a fost acest proces de adaptare în mare, să ne dăm seama cum să folosim noile resurse, asta pentru noi. La fel și cadrele didactice s-au străduit să țină pasul și pentru mulți nu cred că a fost ușor să facă tranziția de la amfiteatru la o platformă cu butoane, cu disfuncții tehnice care au apărut, cred că, la fiecare dintre noi în această perioadă. Aș vrea, pe final, să păstrăm tonul optimist și să ne spui cum arată viitorul apropiat pentru tine, așa cum îl vezi acum, cu ochii minții. Cred că viitorul apropiat este plin de provocări. În primul rând, provocarea de a ne redresa, pentru că această tranziție trebuie să ne motiveze, în primul rând, să ne reconectăm cu ceea ce ne dorim, cu ambițiile pe care le avem, și să o luăm ca și o oportunitate de a crește și de a ne trage învățămintele astfel încât să ne fie de folos ulterior. Da. Care ar fi cea mai prețioasă lecție care ți-a rămas ție, să zicem, în acești 2 ani? Că nimic nu este așa cum te aștepți și de cele mai multe ori, acolo unde ai impresia că vine câte un moment dificil, poate nu întrezărești o posibilitate care apare. De exemplu, trebuie să valorificăm aceste etape și să stăm să ne gândim ce au făcut din noi. Poate au făcut din noi oameni mai responsabili, poate au făcut din noi persoane implicate, poate au trezit în noi latura aceasta voluntariatului și a plecării către societate. Deci cred că fiecare am avut pe lângă ce am pierdut și ceva de câștigat și aceasta ar fi cea mai importantă lecție. Da. Din toate timpurile, medicina a atras tineri ambițioși. Și nu pot să nu te întreb dacă te-a atras vreodată perspectiva dezvoltării unei cariere în străinătate. Da, perspectiva dezvoltării unei cariere în străinătate m-a atras. Poate nu neapărat a unei cariere în străinătate, ci a formării mele profesionale. Eu am participat anul trecut într-un schimb de experiență organizat de asociația noastră, în care am fost o lună de zile plecată în Malta pe un stagiu de gastroenterologie. Le recomand tuturor colegilor mei care mă ascultă și care au această curiozitate să încerce, pentru că te scoate din zona de confort. Avem parteneriate cu foarte multe țări și la nivel de Europa și la nivel de celelalte continente și sfatul meu este să vă duceți cât mai departe, pentru că scoate ce e mai bun din voi. Adaptare, skill-uri de comunicare, dorință de implicare, cunoaștere a unui alt sistem medical, a unor alte probleme cu care se confruntă alte țări și te sensibilizează foarte mult și cu privire la alte culturi. Cum comunică alți oameni, ce este de apreciat la ei. Și acest lucru te integrează și te face cu atât mai mult un om valoros în comunitate. Da. Silvia, îți mulțumesc frumos pentru această discuție și pentru toate sfaturile pe care le-ai avut pentru colegii tăi mai mici. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune! Am
Am simțit. Am ajutat. Am luptat. Am acționat. Am apărat. Am căutat. Am salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112 doar când ai o urgență. De oriunde aș fi, orice aș fi, oricum aș fi, sunt în primul rând român. Sau maghiar, sau rom, ucrainean, german, turc, lipovean, tătar, sârb, slovac sau bulgar. Etnia mea, limba mea, cultura mea contribuie la diversitatea României. Suntem cu toții cetățenii români, chiar dacă avem origini diferite. Fii și tu mândru de etnia ta și declară-o la recensământ.